Un echipaj al serviciului mobil de urgență, reanimare și descarcerare al României a fost în alertă aseară. O moldoveancă de 38 de ani care a suferit un traumatism al coloanei vertebrale în Egipt a fost adusă cu avionul până la Chișinău și apoi transportată de un echipaj SMURT. Potrivit doctorilor, femeia este conștientă, într-o stare stabilă, se află sub supraveghere medicală și urmează să fie supusă unei intervenții chirurgicale. Aceasta a fost transportată în siguranță la spitalul de urgență din orașul Bălți. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, de la începutul anului au fost efectuate 57 de intervenții terestre SMURT pentru cetățenii moldoveni.